Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii de la A la Z. Invitatul meu de astăzi este domnul Pavel Hațegan, președintele organizației PNL Simeria, da, și cred că pentru a doua oară invitat în cadrul emisiunii mele, dacă nu mă înșel. Da, în cadrul emisiunii dumneavoastră sunt a doua oară invitat. Prima dată ați fost când ați susținut candidatura domnului Iohannis. Da, domnul da. Iohannis. Iată, acum vorbim despre dumneavoastră ca persoană, domnule Hațegan, și despre faptul că sunteți unul dintre cei 7 candidați la primăria orașului Simeria. Nici nu mă așteptam să fie așa înghesuială, dar dacă stăm bine să ne gândim, Simeria este un oraș important, plasat foarte bine în centrul județului și cu foarte multe perspective și oportunități. Așa că întrebarea mea este, așa, pentru început, de ce vreți să candidați la primărie? Ce v-a determinat să candidați la primăria orașului Simeria? V-am luat prin surprindere. Nu este o întrebare prin surprindere. Este normal să ai răspunsul pregătit în asemenea condiții, fiindcă aici am venit să candidez la primăria orașului Simeria. Cred că Simeria are nevoie de un alt fel de administrație. O administrație a oamenilor pentru oameni. Schimbat modul de gândire și de abordare a problematicii din punctul de vedere administrativ. Și cred că sunt omul potrivit ca să fac acest lucru, să fac o administrație care în timpul administrației să fiu permanent în legătură cu oamenii, să le aflu problemele, să le identific și să le transpun în practică. Cred că acest mod de a face administrație este un mod de succes și este în beneficiu cetățenilor, în primul rând. O faptul că timp de 4 ani ați fost viceprimar a contribuit la luarea acestei decizii de a candida la primărie? A contribuit și acest fapt că am fost un mandat de 4 ani viceprimar, am fost câteva mandate și consilier local, am aflat... Deci aveți experiență. Am experiență administrativă, am învățat atunci ce înseamnă administrație și acum cred că pot transpune în practică mult mai bine ceea ce am învățat și ceea ce am văzut că este necesar într-o administrație. Deci ați identificat pe undeva... unde trebuie acționat, unde sunt probleme și cum trebuie și când trebuie rezolvate. Dar ia spuneți-mi, de ce credeți că Simeria are nevoie de o conducere liberală? Simeria are nevoie de o conducere liberală fiindcă avem exemple, chiar aici lângă noi, orașul Deva. În 2 ani de când a fost ales Florin Oancea primar al Devei, s-a văzut o revigorare a orașului. A devenit parcă un alt oraș, mai frumos, cu servicii bune, atragere de fonduri în 2 ani, 100 de milioane de euro. Da, este, nu este o sumă este de Este o sumă neglijat. Foarte mare, da. Consider, pentru un timp atât de scurt și într-un timp atât de scurt să reușești să faci toate aceste obiective. Se vede, mai sunt și alte exemple, nu vreau acum să... mă extind la toate exemplele, dar doar cu o conducere liberală, cu o conducere liberală la nivel județean și la nivel guvernamental se pot face și s-a văzut că s-au putut face și se vor mai face în continuare multe pentru a dezvolta zona în care credeți că da, credeți că este nevoie și la nivel de județ de o conducere liberală? Neapărat trebuie conducere liberală, fiindcă altfel nu ai susținere. Vii cu niște proiecte care depind de Consiliul Județean. Pot să dau niște exemple din zilele în care am încercat să identific problemele care sunt în Simeria, în satele aparținătoare. Drumul județean, de la Simeria la Săulești, drumul județean de la Sânt Andrei la Bârcea, sunt în unele locuri impracticabile. Cetățenii din Săulești, cel puțin al treilea om, spunea drumul.
Deci este un drum județean care nu poate fi făcut din fondurile primăriei și ai nevoie de susținerea Consiliului Județean. Bine, dar în atâția ani de zile nu, nimic, nu, n-au reușit A fost să... și până acum Consiliul Județean, dar probabil nu s-a întâmplat nimic. Din păcate nu s-a întâmplat nimica. Nici pe drumul spre Săulești, nici pe drumul spre Sfânt Andrei, deci în unele locuri spun cetățenii că preferă să ocolească, își rup mașinile și nu se poate continua așa. Da. Mi-aduc aminte, în mandatele trecute, când Consiliul Județean era condus de liberali, apropo de ce spuneați, că este nevoie de o conducere liberală. Neapărat trebuie. Județul Hunedoara era, la un moment dat, chiar pe primul loc în regiunea vest, pentru, în legătură cu atragerea fondurilor europene pe diferite proiecte. S-au atras atunci fonduri europene și pentru repararea drumurilor. Acum, e drept, eu n-am mai ținut legătura, dar din ceea ce spuneți dumneavoastră, clar că nu prea sunt finanțări. Sau, probabil, nu este suficient lobby, dacă pot să spun așa, sau nu există solicitări sau proiecte în sensul ăsta depus la Consiliul Județean. Că acum știți și dumneavoastră foarte bine că aveți experiență. Nu poți, nu-ți pică fondurile din cer, nu? Nu, trebuie să faci niște proiecte, sigur că da, și să te ții de ele. Ideea până să fie decizia politică luată pentru și administrativă, nu numai politică, pentru anumite investiții. Și după aia, după ce ai identificat clar ceea ce ai nevoie, ceea ce este util, începe toată munca care urmează după aceasta pentru punerea în practică. Eu spuneam printre altele că trebuie să insiști foarte, foarte mult. Dumneavoastră sunteți așa mai molcom, un ardelean jet pe jet, dacă pot să spun așa. Calitatea unui primar, cea mai importantă, știți care este? Să asculte și să pună în practică. Să tacă și să facă. Și dacă e scos afară pe ușă, să intre pe geam. Adică să insiste. Deci, chiar dacă poate nu sunt, nu știu cât de vocal în mediul online cum este acum, asta nu înseamnă că nu am idei și nu știu ce să fac. Dimpotrivă, sunt perseverent în tot ceea ce îmi propun și nu mă las până nu obțin. Cum m-am exprimat și în anumite materiale care le-am dat în precampanie, sunt omul faptelor, nu al vorbelor. Cred că este mai important ceea ce faci decât ceea ce vorbești. Acum să extindem puțin, să dezvoltăm puțin subiectul proiectelor. Până ajungem la proiectele dumneavoastră, trebuie să ținem cont de atitudinea unor persoane care spun că în momentul în care vor ajunge la primărie, vor ocupa fotoliul de primar, își vor implementa și își vor propune propriile proiecte și vor da la o parte sau vor renunța, vor sista proiectele înaintașilor. Da? Ce veți face în situația asta? Pentru că, iată, sunt și în Simeria proiecte implementate de actuali candidați. Da, deci sunt în Simeria proiecte implementate și de amândoi candidați, să spun, de doi candidați la primărie. Îi felicit pe amândoi pentru ceea ce au realizat. Începând cu 2004, de când am fost eu în administrație, s-au implementat unele proiecte, dar trebuie ținut cont că ideea și decizia a fost a conducerii liberale din acel moment. Atât la nivel de oraș, cât și la nivel de Consiliu Județean, chiar și la nivel guvernamental. După ce este ideea stabilit și necesitatea, atunci intervine restul echipei care se ducă la scrierea proiectelor, la găsirea surselor de finanțare și sigur, toate deci celelalte etape care urmează. Dar prioritar este, fac asta, iau decizia că o fac, cel care ia decizia și-o și asumă, el e până la urmă responsabilul principal dacă proiectul nu
atinge... dacă nu se implementează. Nu se implementează sau nu... Deci mi-ați dat, încă un răspuns la întrebarea de ce are nevoie Simeria de o conducere liberală, pentru că, iată, majoritatea proiectelor au fost implementate tot pe vremea... Mare parte din proiectele majore s-au implementat de pe vremea conducerii liberale de anii trecuți. Bun. Ca să vă răspund complet la întrebare, ați spus ce voi face cu proiectele în derulare. Da. Consider că orice proiect început, hotărându-se să se facă acest proiect, a avut o necesitate și atunci nu poți opri o investiție începută. Trebuie neapărat dusă până la capăt. Că a început un primar, o continuă celălalt, nu contează, nu sunt de principiu că a fost începută investiția de înaintașul meu și eu asta o dau la o parte, nu-i bună, de ce se continuă investițiile celuilalt? Nu. Orice trebuie dus până la capăt și rolul meu este de a identifica noi investiții care sunt necesare orașului și să le pun în aplicare, să găsesc soluții pentru a finaliza ceea ce este necesar. Că sunt multe necesități și la Simeria. Ați identificat? Haideți câteva dintre ele să... Să exemplificăm, în afară de drumurile județene care drumurile județene, cum am spus, acolo trebuie insistat și să vă parafrazez, mă duc la Consiliul Județean, mă scot pe ușă, intru pe geam și până nu le văd făcute, nu mă las. O să vă fie ușor dacă o să fie conducere liberală. Sper că adică sunt convins că domnul Adrian David va câștiga președinția Consiliului Județean și atunci ne va fi ușor să avem o colaborare în alți termeni, nu... Chiar va trebui să intrați pe geam ori de câte ori sunteți, veți fi, să zicem așa, dat afară din biroul președintelui în cazul în care va fi o altă conducere. Dacă este o altă conducere, atunci trebuie să-mi cumpăr o scară mare. Da, intrați direct pe geam. Da. Îmi place că aveți simțul umorului. Mai trebuie să și glumim, nu putem fi tot timpul încruntați. Deci, revenind la subiectul discuției noastre, ați spus dacă am identificat. Am identificat multe probleme, nu toate, că sunt foarte multe. Unele de nivel mai mic, care pot fi rezolvate simplu, sunt unele probleme de nivel major, însă. Cea mai mare problemă care urmează să și trebuie pusă în aplicare este canalizarea pe sate. Din 6 sate aparținătoare, doar într-unul avem canalizare, în Sânt Andrei și o parte din Bârgea. Hai, nu-mi spune. Deci în restul satelor nu avem canalizare și este problema majoră care am întâmpinat-o la discuțiile cu oamenii. Dar apă este, nu? Apă este, deci, dar s-a făcut sistemul făcut de... Da? Investiții în sistemul de alimentare dar fără cu canalizare. Apă, dar nu s-a făcut canalizare. Adică încă avem WC-uri în fundul curții? Încă. Au fost septice. Decantoare, da. Care trebuie să avem în vedere că avem și o legislație pe mediu și în viitorul imediat, dacă acum se mai închid ochii privind decantoarele care sunt, într-un viitor nu prea îndepărtat, trebuie să avem grijă și de mediul în care trăim și nu știu dacă se vor mai putea folosi acele decantoare. Și în caz contrar, administrația locală, primăria, deci întreaga comunitate, ar putea să suporte niște sancțiuni. Niște sancțiuni, atât drastice. La nivel administrativ, cât și la financiar, nivelul cetățenilor. Da, și la nivel cetățenilor. Da, dar de ce să plătească cetățeanul dacă administrația locală este de vină că nu și-a făcut treaba? Nu plătește cetățeanul, dar dacă trebuie investiția... Dar din contribuțiile lui, iată, de la bugetul automat, local se plătesc până la urmă, da. Banii nu. Care vin la primărie se duc în altă direcție se decât duc la alții, în loc într-un să... mod da. Util. Deci aici asta este o adevărată prioritate. O prioritate majoră. Acum trebuie să spun că este într-un proiect la APA Pro de finanțare cu fonduri europene. Nu este sigur dacă este eligibil, că m-am tot documentat și este într-o fază incertă.
este posibil să rămână în studiu și în proiectul de la APAPROD este posibil să nu fie eligibil și atunci trebuie căutate soluții. Am avut și pe această temă o discuție cu Vetuța Stănescu, care este secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, și prin programul de relansare economică al Guvernului sunt soluții de finanțare a acestor lucrări. Nu merge pe o direcție, schimbăm direcția și mergem pe programul. Alte, da. Trebuie aici, trebuie căutate soluții, adică și surse de finanțare multiple. Sursele de finanțare sunt variante, deci nu poți să mai fim în secolul 21 și să nu avem cele minim necesare, consider, să ai apă și canalizare. De aici pornim. Câțiva kilometri de Deva, în centrul județului, miezul... Câțiva kilometri județului. Și de ani de zile cetățenii tot asta își doresc, canal. Mai sunt multe, mai sunt trotuare, mai sunt rigole, dar cum am spus, sunt lucruri care pot fi susținute și de la bugetul local, dar sunt anumite probleme care nu pot fi susținute de la bugetul local. Da, bineînțeles, pentru că bugetele în general sunt mici. Sunt mici. Îți spuneam și în cadrul altor emisiuni, în 2007, în anul în care România a intrat în Uniunea Europeană, Iuliu Winkler, europarlamentar, spunea printre altele un lucru care, iată, a devenit o certitudine și mai mult decât atât o necesitate. Valoarea unui edil șef, a unui primar, constă în mărimea fondurilor extrabugetare pe care le poate atrage pentru implementarea proiectelor ce vizează o creștere a calității vieții cetățenilor. S-a demonstrat acest lucru. S-a văzut foarte clar că nu te poți descurca cu bugetul local, nici de la guvern, mai ciugulești pe aici, pe acolo câte un pic, da? Dar fondurile europene sunt cele mai importante și iată, se pare că în perioada aceasta se discută și viitorul buget multianual al Uniunii Europene 2021-2027. Fondurile rămân, se pare, neschimbate și pentru proiectele, și pentru partea de coeziune, și pentru politicile comune agrare. Deci vor fi bani, important este să existe proiecte. Și... Important este să ai proiecte și, în viziunea mea, o prioritate a mandatului meu va fi constituirea unei echipe care să se ocupe numai de asta. Deci, să caut specialiști, invit pe această ocazie, în primul rând, simerienii care se pricep la acest lucru, că sunt și din Simeria, și din zonele apropiate. Deci trebuie neapărat făcută o echipă puternică care să, numai proiecte să scrie și să atragă fonduri. Este singura șansă de dezvoltare a orașului. Ar trebui să aveți specialiști în primărie, nu? Există un astfel de birou în primărie, nu? La ora actuală, nu zic, dar... Da. Nu este de anvergura care este necesară pentru a obține fonduri. Și de aia o să fie o prioritate. Atragerea fondurilor europene este printre puținele șanse de dezvoltare a Simeriei. Da, mai sunt și fonduri guvernamentale. Și aceste fonduri trebuie atrase la maxim. Identificate toate portițele și toate soluțiile. Dar tot în baza unor proiecte, că nu-ți dă absolut, nimeni pe deci, de ce spun? Da. Întâi îți trebuie echipa care să facă acest lucru. Ai o echipă puternică, ai câștig. Nu ai oameni specialiști, nu vei rezolva nimica. Deci, cum vedeți Simeria în următorii 4 ani, dacă tot am început să vorbim de proiecte și de viziuni? Deci, după 4 ani sau în următorii 4 ani, în văd următorii o, 4 în următorii așa, 4 etapă ani, cu etapă, etapă și cu un etapă, final. Deci, Simeria va fi un oraș schimbat. Atât administrativ, cât și vizual. Da. Este nevoie și administrativ să facem unele modificări. În primul rând să știi ce ai de făcut, să știi cu cine faci, să urmărești ceea ce s-a întâmplat și dacă nu, să tragi la răspundere de ce nu s-a întâmplat. Că altfel dacă stăm, se face lucru cu tare și nu merge nimeni să vadă cum se face, avem exemplu și acum,
de anumite lucrări care sunt făcute. Într-adevăr, sunt făcute, dar calitatea lucrărilor lasă de dorit. Probabil și această concentrare a multor lucrări într-un timp scurt, firmele știm cu toții că nu mai au forță de muncă calificate la nivelul cerințelor și atunci, dacă nu urmărești bine lucrările, te trezești că sunt tot felul de probleme după ce lucrarea este gata. Dar există pârghia, nu se face recepția lucrărilor. De ce să lucrezi, să strici iar să faci când se poate face totul bine de la început? Asta înseamnă că trebuie să fiți pe baricade. Cum am spus, 24 voi fi de ore din 24. Tot timpul în mijlocul cetățenilor, să văd care sunt problemele, să le aflu dorințele și să văd și ceea ce se face. Vreau să revin un pic la problema începută. Ați spus cum va fi Simerea. Eu văd Simerea în 4 ani, un oraș viu, un oraș colorat, cu străzi, cu flori, cu străzi amenajate, asfaltate, trotuarele unde este nevoie. S-au făcut într-o mare parte, dar încă mai sunt străzi. Avem parcul dendrologic, specialiști în peisagistică. Nu cred că este un capăt de țară să faci o stradă, să pui niște arbuși, niște flori care să rămână tot timpul, nu în fiecare an să plantezi flori și iar să plantezi și iar să plantezi. Când pot de la început să fac acest lucru pentru câțiva ani, văd o zonă pietonală în Simerea. De la centrul de afaceri în față sunt două părculețe, acolo se poate schimba fața orașului să devină o zonă pietonală frumoasă, plăcută, să te plimbi, să ai unde sta la o terasă. Deci avem exemple din jurul nostru, am fost și în alte orașe, și în alte țări. Deci peste tot este o zonă pietonală unde să mergi seara, mai ales vara, și să te plimbi, să stai, să-ți petreci câteva ore sau, mă rog, cât are timp fiecare. Cum am spus, străzile, nu numai zona pietonală sau nu numai centru. Simerea mai are și străzi laterale. Și acelea sunt tot ale Simerei și aceste străzi trebuie rezolvate. Văd un parteneriat cu oamenii de afaceri. Adică, în primul rând... Păi aveți acolo un centru de afaceri. Avem un centru de afaceri. Care este atrecut în administrarea primăriei, nu? Care trebuie să devină, într-adevăr, centru de afaceri. Vreau să spun un parteneriat și revin la centru de afaceri. Cu toți oamenii de afaceri, cu toate firmele din Simerea. În ce sens? În sensul ca să lucrăm cu ei, în primul rând, în măsura legalității, să lucrez cu firmele din Simerea, să dezvolți firmele din Simerea. După aia să mergi în alte zone să cauți firme pentru anumite lucrări. Este drept. Unde trebuie licitație, faci licitație. Câștigă sau nu cel din Simerea, asta e partea a doua. Dar dezvoltarea comunității locale pentru lucrările mici, deci, susținerea, trebuie să susții și potențialul economic, numai așa îl dezvolți. Dacă tu nu-l ajuți, n-ai cum, nici el nu te ajută că nu dă bani la buget. Și atunci este un lanț al slăbiciunilor. Centru de afaceri. Trebuie dezvoltată activitatea în acest centru. Se pot face atât de multe. Se pot, cum am spus, să devină Simerea un oraș viu, un oraș înfloritor. Luăm așa din primăvară, mi-au venit niște idei. Faci un târg de semințe de răsaduri. Sunt mulți producători individuali care au nevoie de aceasta. Faci un târg de utilaje agricole sau altceva. Deci, permanent să fie o activitate acolo. Aveți marmură acolo. Asta este o altă idee mai amplă care o am. Un târg al marmurarilor. Orașul nostru este recunoscut ca un târg al marmurarilor. Nu s-a organizat nimic. A fost într-un an, acum câțiva ani s-a organizat și s-a lăsat. Deci, era pe vremuri. Cred că este o
bună, un bun schimb de experiență pentru marmurari. Odată atragerea lor cu expunerea de ceea ce realizează ei cu utilaje de prelucrare marmură, scule, deci atragerea la târg a celor, a producătorilor, deci clar, de specific plus, în domeniul acesta. M-am gândit extins și în plan internațional. Am fost într-un an în concediu chiar în zona Carrara. Oh, da. Am urcat chiar până sus unde se exploatează marmura. Deci am putea face o legătură între Simeria și Marina di Carrara, era localitatea unde sunt meserii specifice. Îi chemăm și pe domnule, hai, împărtășiți-ne experiența voastră, poate și avem învățat ceva. Și de aici, iată, va ieși un protocol de înfrățire între Simeria și posibil un protocol de înfrățire și se pot face multe. Deci Simeria trebuie să învie, trebuie să ocup tot timpul cu centru de afaceri, spectacole, dar nu numai muzică. Da, aveți nevoie muzică, de evenimente. Evenimente, da. Tot felul de evenimente create. Poți în holul acela să ai permanent o activitate, o expoziție de pictură, de fotografie, o lansare de carte. Chiar m-am gândit, organizez un colț acolo, sunt copiii mici să-și țină ziua de naștere. Aduci câteva elemente de astea de joacă, sigur, conforme cu cerințele, se poate cu un catering să vină cu, sigur, ceva de gustare, copiii au nevoie de distracție. De ce să mergi la McDonald's sau în altă parte să își țină ziua când poți să îi ajuți și să fie în Simeria? Și deci să dai viața acelei clădiri, deci, care... De asta spun, în permanență acolo trebuie să se întâmple ceva, să fie evenimente. Multe lucruri se pot întâmpla, dar trebuie preocupare, trebuie puși niște oameni care... Aveți nevoie de echipă, aveți nevoie de consiliu, nu? Da, nu poți face nimic de unul singur. În toate proiectele care ți le propui, trebuie să ai o echipă. În primul rând, o echipă de consilieri buni, ceea ce consider că am o echipă foarte bună. Am nevoie de o majoritate în consiliu. Aici rămâne să vedem după. Mai putem negocia să facem echipă și în consiliu. Am nevoie de consiliu județean. Nu pot fără ajutorul consiliului județean. Am nevoie de parteneri. Primarul Oancea, Florin Oancea, cu care va trebui să colaborez, orașele noastre fiind apropiate, sunt multe lucruri care se pot face în comun. Ați identificat ceva? Să vin așa cu un exemplu concret, minor, dar este de importanță pentru o anumită zonă. Satele Bârcea și Sfânt Andrei au spre Simeria mijloace de transport, nu au spre Deva. Cum? Stați, că nu, n-am înțeles. Deci, cum? De la Deva spre Simeria este? Este de la Deva spre Simeria, dar Bârcea să meargă la Deva nu are un mijloc de transport la ora actuală. Păi și oamenii din Bârcea păi ce fac? Cu mașinile personale merg cu pot. Și atunci am demarat o discuție cu primarul Florin Oancea, cum v-am spus. El are o cursă de transport la Cristuri, din transportul local al Devei, și acea cursă se întoarcă nu pe drumul Hunedoara Deva, să se întoarcă prin Bârcea, Sfânt Andrei, să preia cei care vor să vină la Deva și merge spre Deva. Deci sunt soluții minore, dar trebuie aflate. În primul rând, trebuie găsite soluții care sunt, cum am spus, asta e o problemă minoră. Bun, asta înseamnă ca să vă uniți forțele și să faceți lucrul acesta, pentru că depinde, știți, licențele de transport, le dă Consiliul Județean. Dar la solicitarea primarilor. La solicitarea primarilor găsim forma legală de a colabora, de a face un parteneriat. Asta se va identifica toate soluțiile atunci. Dar sunt probleme care se pot rezolva. Cum am spus, sunt probleme minore lăsate de ani de zile. Te întreb de ce? Bun. Iată, am ajuns și la sfârșitul acestei ediții, scurtă, dar cuprinzătoare. În încheiere, o ultimă întrebare. Ce așteptări aveți de la simerieni? De la simerieni aștept să
analizeze toate proiectele mele, sper că ale mele, și sunt convins că ale mele sunt proiecte bune, și ei să aleagă să mă susțină în proiectele mele, să le duc la bun sfârșit. Simeria, cum am spus, va deveni un alt oraș, un oraș viu, un oraș colorat, un oraș plin de viață, și asta are nevoie Simeria acum, să fie o schimbare majoră, să fie un alt oraș după 4 ani. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Hațegan. Îmi face o deosebită plăcere să am invitați oameni care au proiecte de viitor. După cum prea bine știți, chiar și încheierea emisiunii în general este, în afară de faptul că vă iubesc de la A la Z, este și ceva de genul să ne revedem cu bine și să auzim numai de bine. Viu un oraș colorat. Și de aici încep să dezvolt. Așa, așa, așa. Sigur. Dați-vă un pic la camera asta și zâmbiți. Un pic bunicor. Eu? Amândoi. Aici? Și aici. Amândoi. Și zâmbiți un pic. Da. Bun.